Aici, candidat cu conferința de presă după meciul Zimurului Șerif, scorul la 0. Aici prezent este capitanul echipei Zimurului Jan Žardon. Eu îl felicitări cu această victorie de astăzi, mult așteptată, fostă echipa. Părerea ta de meci și după aia trebuie să răspunzi la întrebări. Desigur, Șerif este cea mai puternică din campionatul Republicii Moldova. Sunt campionii cu 4-5 etape înainte de finele campionatului. Foarte bucuroși că am învins astăzi acasă. Ne-am creat multe ocazii împotriva Șerifului, care iarăși este cea mai bună echipă. Ne-am creat destule ocazii, putem să marcăm și al doilea. Dar un pic triști datorită sau din cauza rezultatelor meciurilor paralele. Mai bine spus, Speranța contra Melsami. Ei au învins, diferența de 2 puncte rămâne. Ne orientăm spre următorul meci, care va fi la fel de complicat, la fel de greu. Jucăm practic cu vicecampioana Moldovei, același gol averaj la același punctaj cu Melsami. Încercăm și acolo să câștigăm. Avem o jumătate de campionat destul de bună. Foarte multe meciuri bune am făcut. Dacă nu greșesc, de când a venit domnul Sorin, am pierdut doar 2 meciuri, restul fiind câștigate, cu excepția meciurilor care le-am pierdut la masa de iarbă, desigur. Încercăm, este greu, mai ales când după ce ni s-au scos 7 puncte, diferența dintre noi și Speranța s-a mărit la 10, noi am redus-o la 2. Am făcut un lucru destul de mare, dar din păcate la moment este prea puțin. Да, сегодняшний состав Шерифа без легионеров и тот состав Шерифа, который был с легионерами, то есть в прошлых матчах, сильно ли он разнится и сильно ли это повлияло на результат сегодняшнего матча? Desigur, după câștigarea titlului, presupun că antrenorul și-a dorit să-mi permită jucătorilor care au jucat mai puțin în campionat să joace acum, dar aceasta este o motivație în plus pentru acești jucători. Plus, pe lângă câteva nume noi, în mare parte 5-6 jucători au fost de bază, care tot campionatul au jucat, dar indiferent de modificări, lotul Șerifului este un lot omogen, cu jucători de același nivel, care, indiferent cine joacă, în mare parte, stilul și calitatea jocului nu scade.